Între acum 190 și 186 de milioane de ani în urmă, supercontinentul Pangea era încă intact. Clima întregii lumi era în mare parte aridă, iar despărțirea continentelor, ce avea să înceapă tot în această fâșie de timp, ar fi cauzat activități vulcanice proeminente. Chiar și în aceste condiții, dinozaurii, care abia au devenit animalele dominante ale planetei, au început să se diversifice. În această perioadă de timp, apar primii dinozauri erbivori de talie mică, dintre care o fâșie începe a-și dezvolta un strat de armură la nivelul greabănului. Coelophysoidele, carnivore zvelte de talie mică, membrii ai încrengăturii Neoteropoda, erau prezente încă din perioada triasică târzie. Asemenea erau și sauropodomorfele, care deși nu și-au căpătat pe deplin dimensiunile și patrupedalitatea, erau deja erbivorile dominante ale ecosistemelor. În Jurasicul timpuriu observăm de asemenea o ascensiune a neoteropodelor, animale înrudite cu, dacă nu chiar membrii ai încrengăturii Coelophysoida, ce se adaptează în grabă la noile condiții și încearcă să preia rolul prădătorului de top. În aceste animale întâlnim primii saci de aer specializați. Aceste structuri, deși erau prezente deja în strămoșii lor, au fost specializate și dezvoltate în acești dinozauri pentru a-i ajuta să mențină un stil de viață de prădător activ. Acest set de saci de aer ajută pe urmă o încrengătură și mai specializată de neoteropode să își ia zborul. Aceste carnivore nu erau doar cei mai mari prădători în acel timp, ci și primii dinozauri carnivori de talie mare ce au existat vreodată. În unele regiuni, aceste carnivore se întâmplă să fie cele mai mari animale din respectivul ecosistem. În ce este acum formațiunea Kayenta din Statele Unite, de exemplu, între prădătorul de top din acea regiune, Dilophosaurus wetherilli, și sauropodomorful cunoscut din acea regiune, Sarasaurus aurifontanalis, diferența medie de greutate era de aproximativ 500 de kilograme. În emisfera sudică a supercontinentului, balansul dintre carnivor și erbivor era mai bine conturat. În ce este acum formațiunea Elliot din Africa de Sud, între enigmaticul gen Dracovenator regentii și sauropodomorfii acelei regiuni, mulți dintre aceștia fiind deja animale patrupede relativ masive, diferența de gabarit era în favoarea erbivorelor. Cea mai intrigantă regiune a Pangeei este ce este acum formațiunea Hanson din Antarctica. Aici întâlnim cei mai mari sauropodomorfi bipezi din lume, animale precum Glacialisaurus hameri, ce atingeau lungimi de 6 metri și greutăți de 1,7 tone. În contrast, prădătorul de top al regiunii era mai lung, la 7,8 metri lungime, dar era de peste 2 ori mai puțin masiv decât Glacialisaurus, atingând abia greutăți de 780 de kilograme. Este vorba de Cryolophosaurus elioti. Cryolophosaurus pe românește se traduce drept șopârla cu creastă înghețată, iar animalele descoperite în această formațiune tind a primi nume referitoare la gheață sau frig. În realitate însă, mediul frecventat de aceste animale era mult mai primitor decât locul unde au fost descoperite. Temperatura medie a acestei regiuni de-a lungul anului a fost estimată la 18 grade Celsius în acea perioadă, climatul fiind temperat cu mici accente de arid, cu ierni ușor răcoroase și veri toride. Pădurile de conifere specifice Jurasicului erau de asemenea prezente și în abundență. Dacă temperatura anuală acestei regiuni vi se pare redusă, în România actuală, de exemplu, temperatura medie de-a lungul anului este între 11 și 8 grade Celsius. Regiunea este de asemenea cunoscută și pentru sedimentele vulcanice, de unde rezultă că activitatea vulcanică era ridicată, deseori intensă. Erupțiile vulcanilor acelei regiuni, conform tipului de sediment descoperit, fiind cel mai probabil de tip pliniene, vezuviene sau, în termeni colocviali, explozive. Cryolophosaurus este cunoscut dintr-un record fosil destul de bine conturat, mai ales pentru un animal descoperit în Antarctica. Primul specimen descoperit, estimat la o lungime de 6 metri și o greutate de 450 de kilograme, în urma analizelor, se dovedește a fi fost imatur când a murit, pe undeva la vârsta adolescenței, de unde rezultă că animalul se putea face și mai mare.
Gabaritul unui individ adult a fost estimat la 7,7 metri lungime, 2 metri înălțime și 780 de kilograme. Aspect ce îl face unul dintre, dacă nu chiar cel mai mare dintre prădătorii de top a Jurassicului timpuriu. Fiind cu aproape 200 de kg peste cel mai mare specimen de Dilophosaurus analizat. Ba chiar, acest animal, deși nu era la fel de masiv, era comparabil în lungime cu un exemplar tânăr de alozaur, animal ce a trăit în Jurassicul târziu. Înainte se credea că Dilophosaurus, Cryolophosaurus, Dracovenator și restul carnivorelor mari ale Jurassicului timpuriu făceau parte dintr-o singură mare încrengătură, Dilophosauridele, o grupă de neoteropode bazale cu un strămoș comun. Mai nou însă, apar tot mai multe dovezi cum că zii și membrii ai Dilophosauridelor nu erau înrudiți unul cu celălalt și că și-au căpătat gabaritul depășit în mod independent unul față de celălalt pentru a domina ecosistemele supercontinentului. În urma acestor analize, se constată că dintre toți prădătorii uriași, Cryolophosaurus cade undeva la mijloc pe arborele genealogic, fiind mai bazal decât Dilophosaurus, dar mai specializat decât Dracovenator. Dacă aceste animale au evoluat în mod independent unul față de celălalt, explică și de ce aceste carnivore prezentau ornamente capilare atât de diverse. Presiunea pusă între aceste contraste ajută speciile să se recunoască între ele, aspect întâlnit și în păsările contemporane. Dilophosaurus, de exemplu, prezenta o pereche de creste. Aceste creste erau susținute de fenestrele anteorbitale, deci de os, dar erau în mare parte alcătuite dintr-un material spongios și erau protejate de un înveliș gros de keratină la suprafață, din nou aspect întâlnit și în păsările contemporane. Din acest motiv, nu știm cu exactitate cât de mari erau crestele acestor dinozauri. În mod asemănător, creasta osoasă specifică lui Cryolophosaurus, localizată deasupra ochilor, servea drept catarg pentru o structură și mai extravagantă când animalul era viu, susținută din nou de material spongios și învelit cu un strat gros de keratină. Nu cunoaștem mult din vișerocraniul Cryolophosaurului, dar dacă este să deducem după ceilalți carnivori uriași ai lumii din acel timp, botul acelui dinozaur ar fi avut la vârf o ramificație ca de cârlig, care l-ar fi ajutat să își țină în loc prada cu fălcile în timp ce se agăța de aceasta cu brațele. Brațele acestui animal erau de asemenea destul de flexibile. Putea să țină animale mici atât cu ambele cât și cu un singur braț dacă o ținea la piept. Și desigur își putea duce mâncarea la gură. Aceste brațe puteau prinde animale mici ce stăteau în dreptul toracelui, dar nu și mai în față. De unde rezultă că în vânători, contactul inițial cu prada era făcut cu fălcile. Această morfologie sugerează faptul că acest dinozaur era specializat în prinderea prăzilor mai mici, aspect ce are sens având în vedere că Cryolophosaurus era cel mai mare prădător al regiunii. În cele din urmă, animalele precum Cryolophosaurus încep să dispară. Sunt mulți factori care au adus la dispariția acestor animale, factori precum activitatea vulcanică ridicată, asociată cu despărțirea continentelor, schimbările climatice, aduse din nou de despărțirea continentelor, dar și competiția cu o încrengătură mai capabilă de dinozauri carnivori uriași. Averostranii. Aceste animale, conform și numelui lor, ce se traduce pe românește drept bot mare, aveau capetele mai specializate decât brațele, un posibil factor ce a avantajat în acele condiții. În timp ce neoteropodele precum Cryolophosaurus și Dilophosaurus erau prezenți prin ce este acum America de Nord și emisfera sudică, averostranii au apărut undeva prin ce este acum Euroasia. Niște urme de carnivori uriași descoperite în ce este acum formațiunea Drzeuica din Polonia, ce datează din Jurassicul timpuriu, sugerează prezența tetanuranilor bazali în acele timpuri. Saltriovenator zanelai, descoperit relativ recent în ce este acum formațiunea Saltrio din Italia, este considerat a fi unul dintre cei mai bazali sau primitivi membri ai ceratozaurienilor, cealaltă încrengătură averostrană. Deși nu era la fel de lung, Saltriovenator era mai robust decât Cryolophosaurus, putând atinge greutăți de până la 1,5 tone, făcându-l cel mai mare carnivor cunoscut din Jurassicul timpuriu. Tronchiurile acestor carnivore mai specializate erau mai mari și se contrastau cu cele întâlnite la neoteropode mai bazale, ce aveau forma trunchiului cilindrică, specifică coelofisoidelor din Triasic.
Este de asemenea posibil ca ornamentele specifice ceratozauridelor, cele trei creste capilare, două deasupra ochilor și una pe nas, să-și fie avut originele în Jurassicul timpuriu, când mai multe încrengături de carnivore se băteau pe frâiele lanțului trofic. Și cu asta, jupunii mei, se încheie acest clip. De v-a plăcut, dați frumos acolo cu mână like și de doriți să mă urmăriți conținut despre istorie naturală în viitor, puteți să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Eu am Tulito.